cadou. Și 2-0. Ce greșeală. Gioiu este asistul Curii. E bine, Petrolul dă goluri pe final de repriză, pe chiar la ultimele faze. La ultimele faze reprizelor. Cum zice, așa mici, așa goluri. Nu știu să vă reluarea, pentru că Sucureștiul ne-a greșit, este contrar a tot ceea ce înveți ca fundaș de când ești mic. Nu pasezi în zona centrală în fața porții, aproape niciodată. Pițian. Nu, Ispas. Ispas. Ispas este, da. Da, Ispas, unul dintre cei mai siguri fundași. Bun, întâmplător, întâmplător n-are mare importanță. Meciul era oricum pierdut, era ultima fază. Dar rămâne așa ca o impresie neplăcută. Se termină partida 2-0, încă o victorie pentru Petrolul. Petrolul face 29 de puncte și urcă iarăși pe loc de play-off înaintea derbiului cu Rapidul. Cluj rămâne în partea inferioară, la fel cum a pățit și UTA ceva mai devreme. Meciul a fost cam crispat, destul de multe greșeli. Modest.